Bună ziua tuturor din cadrul biroului Remax Properties. Numele meu este Sergiu Borta, asociat de vânzări. Sunt specializat pe reprezentarea proprietarilor la vânzarea bunurilor imobile. Astăzi vom vorbi despre negocieri. Pe lângă faptul că noi aici, în cadrul biroului, avem experiența promovării, calificării, organizării vizionărilor în cele mai bune condiții și, în final, obținerea ofertelor și, implicit, tranzacționarea proprietăților. Vreau să mă opresc, în primul rând, la capitolul negocieri. Fapt ce, în concepția mea, creează plus valoare proprietarilor pe care îi reprezentăm. Pornind de la faptul că pentru ei avem un set de servicii de marketing complexe pe care pas cu pas le întreprindem, astfel încât proprietatea să aibă o vizibilitate maximă pe piață, ajungem oricum în momentul când deja organizăm vizionări și întrebarea cea mai importantă urma unei vizionări bine organizate, atunci când clientul cu adevărat este interesat de proprietatea pe care o prezentăm, este care ar fi ultimul preț pe care sunteți, la care sunteți dispus să vindeți proprietatea. Uite, aici este există un răspuns calificat pe care mi-l pot asuma și știu că lucrează și lucrează bine, pentru că dă mai bine zis șansa proprietății să obțină cel mai bun preț posibil din piață. E un simplu răspuns pe care îl dăm noi atunci când suntem puși în situația de răspunde la această întrebare. Și este: faceți, vă rog frumos, o ofertă scrisă și noi vă asigurăm că oferta noastră va ajunge la proprietar și veți primi în scurt timp un răspuns pozitiv sau contraofertă. Astfel, noi eliminăm două riscuri majore, să zicem așa. Primul la mână e că dacă spunem noi primii prețul, s-ar putea să fie prea mare și tranzacția se cadă și astfel să pierdem un ofertant calificat. Al doilea risc ar fi să spunem un preț prea mic și atunci nu dăm șanse proprietății să obțină prețul maxim posibil pe care îl poate oferi piața în acel moment. Astea fiind spuse și abordând fiecare client în parte, ajungem să obținem cel mai bun preț din piață și, de ce nu, urma efervescenței create și competiției de preț, într-adevăr să obținem cel mai bun preț posibil din piață. Și în final, țineți minte, nu contează ce comision achitați agentului, contează cu ce bani rămâneți în mână. Vă mulțumesc!